Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Telemedicina. Vă mulțumim tuturor, stimați telespectatori, că sunteți alături de noi și în această seară. Iată că în această seară va răspunde întrebărilor dumneavoastră doamna conferențiar universitar dr. Paraschiva Apostolache, șefa Clinicii de Recuperare Medicală Respiratorie de la Spitalul Clinic de Recuperare din Iași, căreia îi spunem bine ați revenit la Telemedicina în acest an 2014. La mulți ani, doamna profesor! La mulți ani dumneavoastră, la mulți ani tuturor celor care sunt alături de noi întotdeauna. Vă mulțumesc din nou pentru invitație și mă bucur că sunt și la începutul acestui an alături de dumneavoastră. Și noi ne bucurăm foarte mult. Trebuie să reamintim telespectatorilor care sunt deja fideli ai posturilor de televiziune Prima TV și Telemoldova că și în această seară suntem în direct cu dumneavoastră, stimați telespectatori, așa că puteți să ne adresați întrebări, puteți să sunați pentru doamna conferențiar universitar dr. Paraschiva Apostolache. Doamna profesor este medic primar de medicină internă și pneumologie, așa că puteți adresa orice întrebare doriți dumneavoastră, preferabil pe tema afecțiunilor pulmonare, afecțiunilor respiratorii, fumatului, reabilitării, fumatului, orice, pentru că... Sigur, poate nu orice specialitate de medicină internă, că, sigur că avem da. Colegi specialiști pe celelalte specialități. Poate avem telespectatori care doresc să se lase de fumat și vor să știe cum, da? Dumneavoastră îi puteți consilia atât aici cu răspunsuri la întrebări, dar mai ales la Spitalul de Recuperare, unde aveți acolo un centru antifumat, dar vom vorbi despre toate pe parcursul emisiunii. Doamna profesor, anul 2013 a fost pentru dumneavoastră, să spunem, ceva mai deosebit față de alți ani, pentru că pe lângă toată activitatea deosebit de bogată pe care ați avut-o în decursul anului 2013, a venit așa ca o încununare, ca o răsplată, ca o, nu știu, poate o motivație mai mare a muncii pe care o faceți, o funcție pe care ați primit-o și este vorba de funcția de președintă a Colegiului Guvernatorilor Mondiali, dar vă las pe dumneavoastră să ne spuneți mai mult. E vorba de un colegiu american. Așa este, da, noi nu prea suntem obișnuiți cu aceste denumiri ale lor. Auzim că ei în statul cutare au guvernator și așa mai departe. Deci este o organizație profesională, cea mai mare din întreaga lume, a pornit de la ei în 1935, se numește American College of Chest Physicians. Probabil că acum vom schimba denumirea în CHEST, că așa este recunoscută peste tot și este mult mai simplu pentru toți cei care ne privesc și ne ascultă, inclusiv pentru colegii noștri specialiști. Și cuprinde toți specialiștii care se ocupă de problemele toracelui, respectiv pneumologi, cardiologi, chirurgi toracici, cardiovasculari, pediatri, medici de anestezie și terapie intensivă și de medicină de urgență. Sigur, orice specialist din orice specialitate poate deveni membru la această organizație profesională, care a fost, spuneam, inițial americană, acum este internațională, pentru că are aproape 20.000 de membri din întreaga lume, din peste 100 de țări. Și ei s-au organizat, deci în Consiliul de Administrație, sigur că au mai multe comitete ca și la noi și fiecare comitet are un lider, un coordonator pentru lumea internațională, unde în fiecare țară are câte un guvernator pentru țările care au cel puțin 50 de membri la această organizație profesională și pentru acest Consiliu al Guvernatorilor Mondiali. Deci ei nu greșesc dacă se consideră lider mondial și nu internațional. Să știți că până la ei nu am fost foarte atentă niciodată la această diferență între internațional și mondial, acum am sesizat-o. Deci sunt lideri mondiali în aceste domenii ale toracelui și pentru acest Consiliu al Guvernatorilor din întreaga lume, eu sunt reprezentantul lor. 2 ani am fost vicepreședinte și la congresul din octombrie de la Chicago am devenit președinte acestui Consiliu al Guvernatorilor Mondial, deci am reprezint lumea internațională în Consiliul lor de Administrație și toate propunerile din lumea internațională eu le ofer lor și țin cont de ele pentru că au văzut că sunt o persoană extrem de serioasă și credibilă. Ca drept dovadă am și organizat 2 acțiuni sub patronajul lor la noi în România și la ultima au venit 3 președinți. Acestei organizații profesionale. Noi vă felicităm pentru tot ceea ce ați realizat până acum și, de ce nu, vă dorim mult succes în continuare. Mulțumesc pentru că funcția mult. De președinte presupune ceva mai mult decât până acum. Presupune probabil. Și mai multă muncă, și mai multe responsabilități. Da. Și responsabilitate, da. Cu siguranță. Dar în condiții cu totul și cu totul deosebite.
Adică lucrez cu oameni de o calitate deosebită, în condiții deosebite și chiar este o plăcere să lucrez pentru ei și am văzut că, într-adevăr, ceasul, ora exactă se dă din partea aceea a lumii. De fapt, ce reprezintă această societate pentru lumea medicală în general? Este o organizație profesională, cum este la noi, să spunem, Societatea Română de Pneumologie, Societatea Română de Cardiologie. Este o organizație profesională, nu este, cum spuneau unii, eu știu, tot felul de secte și așa mai departe, nu, este o organizație profesională, sunt doar profesioniști, dar în afară de medici, ei acceptă și asistenți medicali și balneofiziochinetoterapeuți, deci tot personalul care lucrează în domeniul medical, în domeniul toracelui, poate deveni membru la ei. În această organizație profesională se plătește o taxă, sigur că ei au ținut cont de nivelul nostru financiar și atunci pentru fiecare țară au redus taxele în funcție și de veniturile noastre. Deci, repet, orice persoană, ca și o infirmieră se poate înscrie, poate deveni membru în această organizație profesională. Și are foarte mult de profitat, în primul rând, din punct de vedere profesional. Deci, informațiile sunt de cea mai bună calitate, nu numai personalul medical, pentru că ei oferă informații și pacienților. Deci, pe site-ul lor sunt foarte multe informații pentru pacienți. Sigur, sunt în limba engleză, dar acum chiar nu mai este o problemă, pentru că majoritatea pacienților au copii care știu limba engleză și pot accesa, sunt informațiile de cea mai bună calitate și ne și sprijină în organizarea sau a unor granturi, în obținerea unor proiecte și ei merg în special pe proiecte pentru populația defavorizată din lumea internațională. Ajută lumea internațională în acest fel cu informațiile profesionale și financiare prin aceste granturi pe care le organizează cu noi. O întrebare care mi s-a pus frecvent, dacă simt diferența, dacă ne tratează așa de la un nivel superior pe noi cei din țările în curs de dezvoltare, nu, niciodată n-am văzut acest lucru și nu numai eu, toți colegii mei care au participat la congresele de la ei din America sau din Canada, dar acum vin ei și le organizează în întreaga lume pentru că este ceva mai ușor pentru noi, ei au ceva mai mulți bani decât noi și atunci își pot permite. Deci pe nimeni nu tratează de la nivel superior, deci ei tratează pe toată lumea de la egal la egal. Toți suntem oameni, sigur, nu avem toți aceleași șanse ca și ei să lucrăm în aceleași condiții de dotare, pentru că din punct de vedere profesional și noi suntem foarte buni. Nu beneficiem, sigur, de aceleași condiții de dotare și salariale, să spunem. Deci e singura organizație profesională, este singura manifestare științifică la care toți colegii care au participat și numai din România au spus, te simți extraordinar de bine, ca într-o familie unde este foarte multă căldură și uniune. Oamenii aceștia parcă te cunosc de 1000 de ani, cum spun eu, te tratează de la egal la egal și am și înțeles de ce, pentru că în momentul în care nu creezi acel nivel de superioritate, omul are curajul să se deschidă și în momentul în care comunici, discuți cu celălalt, vin foarte multe idei și atunci poți realiza lucruri împreună. Toată lumea, la noi oamenii sunt individualiști, sunt egoiști, marea majoritate. Dar sigur toți observă că atunci când încerci să faci ceva împreună cu altcineva, rezultatele sunt cu mult mai mari ca atunci când le faci de unul singur. Doamna profesor, sunteți șefă de clinică. Clinica se numește Recuperare Medicală Respiratorie. Și chiar mă mândresc și spun că am 5-6 ani de acum, am muncit foarte mult și ca timp și ca energie, am investit foarte mult ca și cum ar fi copilul meu, această clinică, dar am făcut dotare. Deci dotarea, atât de ceea ce privește personalul, cât și dotarea cu aparatură și reabilitarea care se face la noi, se face după standarde internaționale. Deci sunt foarte mândră. Și mândră pentru că, mai spuneam, scriam acum recent în cadran politic, nu știu să fac comerț, nu știu să particip la bursa de valori și să vând și să cumpăr, nu știu să negociez, dar cert este că această reabilitare respiratorie despre care eu vorbesc de aproape 30 de ani peste tot, este foarte bine cumpărată acum, deci toți colegii din țară au înțeles cât de utilă este pentru pacienți și nu numai ei au înțeles și asta înseamnă că au înființat departamente de reabilitare în întreaga țară, chiar pacienții care au ajuns la noi și foarte recent, îmi pare rău că n-am adus ziarul, o doamnă profesoară a venit și a spus, zice, dumneavoastră sunteți șefa de clinică? Zic, da, eu sunt șefa de clinică. Zice, vreau să vă felicit, zice, este singura clinică din Iași unde este cam străinătate, atât din punct de vedere al comportamentului personalului și al tuturor condițiilor. Deci eu sunt foarte mândră, chiar dacă am investit, repet, și am stat acolo poate și 20 de ore
din 24 în acea clinică și sâmbătă și duminica, dar rezultatele se văd. Și rezultatele sunt rezultatele pe care le obțin pacienții. Faptul că acești pacienți care nu mai pot respira, care nu pot face câțiva pași, care nu se pot spăla, care nu se pot îmbrăca și care în momentul în care noi includem în programul de reabilitare de la o zi la alta, ei fac progrese esențiale pe care le văd și noi le și obiectivăm, că avem cu ce să le obiectivăm, acestea mă susțin, că mă întrebați cât de mult dorm. Da? Și v-am spus că în ultimii 5 ani dorm câte 3 ore pe noapte și cum de rezist. Rezist pentru, datorită acestor rezultate. Da, pentru că văd că toată lumea din jurul meu, cel care folosește ceea ce eu am reușit să fac, este foarte mulțumită. Deci aceste lucruri pe mine mă mulțumesc și mă motivează ca să lupt mai departe, lupt pentru acești pacienți. Deci pacienții care vin la dumneavoastră sunt pacienți cu boli pulmonare în antecedente, exact, care au fost tratați. Nu. Sau care deci, se tratează... Tratamentul de reabilitare face parte din tratamentul complex al unui pacient. Sigur, eu mă ocup de cei cu afecțiuni respiratorii, dar și la celelalte afecțiuni și ei pot beneficia de tratament de reabilitare. Ei ar trebui să fie explorați în altă clinică de profil și la noi să vină cu toate explorările efectuate. Sigur, avem și noi posibilitatea explorării, doar nu într-un număr atât de mare ca un spital de urgență, sau care este în regimul de gardă, și acest pacient este apoi investigat și de noi și inclus în programul de reabilitare. Îi facem testarea de efort, sigur, după ce îi facem examinarea clinică de către medicii care suntem și toate analizele de sânge și câteva analize pe lângă celelalte cu care vine, îi facem testarea de efort ca să vedem care este capacitatea lui de efort în momentul în care ni s-a adresat nouă, pentru că din acea capacitate de efort pe care noi apreciem cu anumiți parametri și pe care efectuăm la covorul rulant sau la cicloergometru, la bicicleta ergometrică, după aceea îi facem testul de mers de 6 minute, un test aparent banal, la fel care ne evidențiază câți metri poate să meargă pacientul și când își termină programul de reabilitare îl punem să repete din acest test de mers și la toți pacienții, nu mai pot spune marea majoritate, deci la toți pacienții se observă o îmbunătățire substanțială a acestui test de mers. Pacientul, sigur, el vede de la o zi la alta că respiră mai bine și că poate să facă efort mai mult decât făcea cu o oră înainte. După care îl includem strict în programul de reabilitare, care înseamnă gimnastică medicală sau kinetoterapie, cum spunem noi, în sala de gimnastică care este dotată. Beneficiază acolo și de terapie cu apă sulfuroasă, deci înot în bazinul cu apă sulfuroasă, pe de o parte benefică prin sulf, care acționează pe secrețiile bronșice și pe care le fluidifică și în felul acesta majoritatea pacienților cu afecțiuni respiratorii, la care secrețiile sunt foarte viscoase și nu le pot elimina, pacientul simte că se sufocă, că e plin de secreții, dar nu le poate elimina, că sunt foarte viscoase și aderente. Deci prin medicație, prin această terapie în bazinul cu apă sulfuroasă, ajutăm la fluidifierea acestor secreții. Aerosolii cu apă sulfuroasă, la care adăugăm și diverse medicamente în funcție de pacient și stadiul bolii respective, care la fel ajută la fluidifierea și eliminarea acestor secreții, ceea ce ușurează foarte mult respirația sau dificultatea respirației, oboseala, așa cum se percepă pacienții noștri. Și gimnastica medicală, unde kinetoterapeuții noștri care sunt foarte bine instruiți și care știu, sunt o mulțime de procedee, în primul rând îl învață pe pacient să respire corect. Iată avantaje pentru pacienții din Iași sau pentru pacienții care vin la spitalul de recuperare din Iași, pentru că spuneați de apa sulfuroasă, de terapia cu apă sulfuroasă. Poate că alți pacienți din alte zone ale țării nu au cum să beneficieze la alte spitale din țară. Dar iată că aici, în Moldova, la Iași, pentru că ne ascultă telespectatori din mai multe județe, să știe că există și acest avantaj. Da, față bine, de... ați ridicat problema. Să știți că am pacienți din toată țara. Deci am pacienți de la Mediaș, care îmi sunt foarte fideli. Apropo de a lucra în echipă, chiar lucrăm în echipă, nu se poate altfel face reabilitare. Și în momentul în care ei vin odată, după aceea ne devin parteneri și vin mereu și ne mai trimit și alți pacienți, pentru că văd beneficiile și le simt pe pielea lor. Și deci vin din întreaga țară. Sigur, mai există și alte zone ale țării, cum este Felix, unde este apă termală, dar ei nu au un spital de recuperare, este doar o stațiune unde pacienții își iau un bilet de tratament, se internează, nu sunt văzuți acolo de medici în fiecare zi, așa cum suntem văzuți noi. Da, profesor, vă propun și dumneavoastră și telespectatorilor o scurtă pauză publicitară, după care promitem că revenim în direct.
Am revenit în direct, stimați telespectatori, emisiunea Telemedicina continuă. Vă reamintim tuturor că alături de noi în această seară se află doamna conferențiar universitar doctor Paraschiva Apostolache, șefa clinicii de recuperare medicală respiratorie de la Spitalul Clinic de Recuperare din Iași. Doamna profesor, ne-ați spus în prima parte a emisiunii ce a reprezentat finalul anului 2013 pentru dumneavoastră, acea funcție de președinte al Colegiului Guvernatorilor Mondiali, că sunteți șefa clinicii de recuperare medicală respiratorie, că este un domeniu care a făcut progrese în România și mai ales la Iași în ultimul timp, și ne spuneați cam ce reprezintă de fapt recuperarea medicală respiratorie, că lucrați în echipă și că sunt o serie de avantaje pentru spitalul din Iași și pentru pacientul care se adresează spitalului din Iași. Da, avantajele sunt în primul rând pentru pacienți. Pacienții pot veni cu bilet de trimitere de la medicul de familie, cu toate documentele medicale, cu cupon de pensie, adeverință de salariat și buletin, cu programare, pot da telefon la clinică, o găsesc ușor și numărul de la spitalul de recuperare. Avantajul este că, fiind inclus în acest program de reabilitare, pe lângă măsurile igienodietetice pe care orice coleg îl recomandă, adică ce are voie să mănânce și ce nu, și faptul că trebuie să facă mișcare, că dacă fumează nu trebuie să mai fumeze, să evite toate mediile cu factori care îi agravează sau îi întrețin afecțiunea respectivă, pe lângă terapia cu medicamente pe care o poate recomanda, repet, orice alt coleg și pe care și noi o putem adapta, în plus, față de toate celelalte clinici, facem reabilitare medicală respiratorie. De altfel, spitalul are 35 de ani. Ideea de a înființa un spital de recuperare a pornit de la Iași, de pe vremea domnului dr. Socol, Dumnezeu să-l ierte, care a murit acum recent, tot cu afecțiune respiratorie, pentru că era un mare fumător. Făcut bronhopneumopatie obstructivă cronică. Dumnealui fiind în specialitatea de expertiza capacității de muncă, și-a dat seama că pentru acești oameni care au diverse dizabilități, mai trebuie făcut ceva. Și acest ceva este această reabilitare. Și ei, practic, au înființat acest spital de recuperare acum 35 de ani, s-a mai înființat și la Cluj, între timp cel de la Cluj a devenit mixt, adică primește pacientul și în stadiul acut. Noi, practic, am rămas singuri doar spital de recuperare și este foarte bine. Practic, nucleul a pornit de aici. Eu am beneficiat și de domnul profesor Lungu, care a fost și care a înființat clinica de reabilitare cardio-respiratorie, se numea așa înainte, ea s-a împărțit în urmă cu 6 ani în recuperare respiratorie și recuperare cardiovasculară, și pacienții aceștia cu afecțiuni respiratorii, dar nu numai, că majoritatea dintre ei au și alte afecțiuni asociate, cardiovasculare, digestive, renale și așa mai departe, deci nu îi selectăm, internăm dacă ei au afecțiune respiratorie, pentru că le vom face tratament de recuperare pentru toate celelalte afecțiuni. Adică, în primul rând, le facem educație. Este foarte important să stăm de vorbă cu pacienții, să le explicăm în ce constă afecțiunea lor și cum poate ea să evolueze cu tratament și fără tratament. În felul acesta, orice om care este bine informat nu mai stă în stare de stres, pentru că orice incertitudine înseamnă stres și te distruge, știi, orice persoană acest lucru. Atâta vreme cât el este bine informat, atunci va trece, are un psihic bun, știe ce trebuie să facă atunci când apare o acutizare a bolii respective, știe la cine să apeleze, este foarte important. Și în felul acesta noi ne facem pacientul și familia acestuia partener. În momentul în care el este acasă și se întâmplă ceva, el dă telefon și spune: am chemat salvarea, unde să-i spun domnului de la salvare să mă ducă? La care dintre spitale? Pentru că noi nu suntem spital, deși știm ce trebuie să facem atunci când apare o acutizare la bolnavul respectiv, dar nu avem dotarea unui spital cu profil de acuți. Deci familia... Asta nu înseamnă că noi nu știm ce medicii și personalul care lucrăm acolo nu știm să salvăm un pacient atunci când apare o acutizare. Și familia are un rol deosebit de important pentru această recuperare a pacientului. Foarte important pentru pacient în general, dacă nu are familie, prietenii. Este foarte important. Deci educația este foarte importantă. Pentru că, repet, un pacient bine informat, el va trece mult mai ușor, va ști ce măsuri să ia înainte de a ajunge la specialist atunci când afecțiunea lui s-a agravat. După care îl includem strict în programul acesta de reabilitare. Îl preia kinetoterapeutul,
care la sala de gimnastică îl învață în primul rând să respire corect. Chiar și noi care știm să respirăm, nu facem la fel, nu respirăm corect tot timpul, adică inspirul, tragem aer adânc în piept, pe nas întotdeauna. De ce pe nas? În nas avem niște cil vibratili care încălzesc aerul pe care noi îl inspirăm și oprește o mare parte din impuritățile care există în aer. Ați văzut că iarna când suntem răciți cu nasul înfundat și respirăm pe gură, ni se usucă gâtul, cum spunem noi, deci faringele, și sigur că aerul nu mai este nici încălzit și nici purificat. Ținem aerul după ce îl inspirăm cât de mult putem, perioada în care au loc schimburile la nivelul membranei alveolo-capilare, deci la nivelul plămânului, oxigenul din aerul pe care noi l-am introdus în plămâne preluat de sânge și dus mai departe la organe și este preluat bioxidul de carbon din sânge și îl eliminăm apoi prin expir. Expir care trebuie să fie mai lung decât inspirul. Chiar și când țin cursuri colegilor mei și când le spun aceste lucruri, chiar facem cu toții și dintr-o dată, spune toată lumea, mi s-a luminat vederea, gândesc mai bine, sigur, creierul s-a oxigenat mai bine atunci noi când am respirat corect. Și dacă ne este foarte foame și vrem să nu mai mâncăm ca să nu ne îngrășăm, respirăm corect și dintr-o dată dispare și pofta de mâncare. Da, deci în primul rând învață pe pacient să respire corect. După care face diverse exerciții în funcție de capacitatea lui de efort, care a fost testată înainte de a include pacientul în programul de reabilitare, spuneam la cicloergometru, deci la bicicletă, bicicletă ergometrică. Sunt foarte mulți pacienți care sunt convinsă că au acasă un cicloergometru, că sunt acum în comerț peste tot, sau la covor rulant. Deci 80% din capacitatea de efort pe care el a putut să o efectueze la cicloergometru sau la covorul rulant și prin testul de mers de 6 minute prin care noi îl evaluăm. Exerciții care sunt aparent banale, simple și care se fac pe timpii respiratori, pe inspir și pe expir, este foarte important pentru că în felul acesta ne antrenăm toată musculatura. În primul rând, musculatura respiratorie și apoi musculatura extremităților, a membrelor superioare și inferioare, deoarece toată musculatura diminuă ca și structură și funcționalitate dacă pacientul respectiv stă mult în repaus din cauza dificultăților de a respira. El obosește din cauza bolii și atunci are tendința să nu mai facă mișcare. Lipsa de mișcare duce la decondiționarea musculaturii, spunem noi, și atunci boala se înrăutățește. Deci intră într-un cerc vicios. Deci simplul fapt că el începe să facă aceste exerciții îi cresc capacitatea de efort, îi creează o stare de bine, deci îmbunătățește calitatea vieții, nu mai face acutizări atât de frecvent și atât de grave ca pacienții care nu sunt incluși în programul de reabilitare și orice acutizare înseamnă cheltuieli suplimentare ca bani pentru pacient, familie și pentru societate, înseamnă distrugerea iarăși a unei părți din structura plămânului. Și în felul acesta, pacientul respectiv, nemai având aceste agravări ale bolii atât de dese și atât de grave, că după orice agravare, pacientul respectiv ajunge la o stare de bine mult mai greu și în orice caz nu mai ajunge la starea de bine pe care a avut-o înainte de agravare. Deci, înlăturând aceste agravări ale bolii, sigur că îi se prelungește și durata de viață a pacientului respectiv, iar calitatea vieții lui este cu mult mai bună. Este foarte important ca un pacient care abia respiră și tot timpul stă pe pat, pentru că nu poate să facă mișcare, după această mișcare și nu poate respira, după ce este inclus în programul de reabilitare, de la o zi la alta, el este capabil să se spele singur, să se îmbrace, a doua zi deja să se ducă până la bucătărie, până la baie și după o săptămână de program de reabilitare respiratorie să iasă în parc cu nepotul. Deci un pacient, deci o evoluție extraordinară. Exact, deci este vizibilă, pozitivă de la o zi la alta. Și asupra psihicului și asupra stării de bine în general. Mai exerciții mult de atât, de respirație care sunt benefice nu numai pentru bolile respiratorii, și pentru cele absolut cardiovasculare pentru, și pentru toate afecțiunile. Știți că creierul nu are niciun fel de rezervă și primul lucru pe care îl observă toată lumea când respiră corect, spune că dintr-o dată mă simt mai bine la etajul superior. Da, pentru că oxigenăm mai bine creierul. Mai mult de atât, acum avem și dispozitive care antrenează musculatura propriu-zisă. Sunt niște dispozitive aparent, niște jucării, aparent banale și care sunt foarte utile și ne-ar fi utile nouă tuturor, deci nu numai atunci când avem deja o boală de plămâni,
când musculatura noastră este deja afectată și nu mai putem respira bine, deci, pentru că ne antrenează musculatura și orice musculatură antrenată face ca noi să avem o putere de muncă, o capacitate de efort mult mai bună. Deci aceste dispozitive acum sunt și la noi pe piață, costă foarte puțin, sunt la un preț accesibil și, spre exemplu, recent am avut un pacient cu afecțiune pentru care noi nu dădeam mare importanță, enfizemul pulmonar, că spunem toată lumea are la anumită vârstă enfizem pulmonar, dar la acest pacient, a cărui stare s-a agravat foarte mult în ultimii 2 ani de zile, încât a ajuns în 2 ani să stea țintuit la pat, nu se poate deplasa și cu toată medicația existentă pe piață în România, care este cea care există și pe plan internațional și care este foarte bună, la acest pacient nu s-a văzut nicio îmbunătățire. Până când colegii mei, care toți sunt școliți în străinătate, și-au adus aminte că existăm în Iași și ne-au trimis pacientul. Deci singura îmbunătățire care se observa la acest pacient, care se află și pe concentrator de oxigen, nu pot să-i dau numele, este reabilitarea pulmonară. Deci în momentul în care el stătea pe saturație arterială a oxigenului, întotdeauna fiind pe concentrator de oxigen sub valorile normale, sub 92%. Deci primea tot timpul oxigen de la concentrator și cu toate acestea nu reușea să-și asigure o saturație normală. În momentul în care a fost inclus în programul de reabilitare, cum începea să facă primele exerciții, primele inspiruri și expiruri corecte, dintr-o dată starea lui de bine se îmbunătățea. Deci singurul remediu la acest pacient pe lângă medicație este reabilitarea, sigur transplantul pulmonar, dar vârsta deja nu-i mai permite, care are 77 de ani și până la 60 de ani sunt primiți pacienții pentru transplant pulmonar. De altfel, transplant pulmonar nu se face în România, cel mai apropiat centru și mai accesibil este la Viena. Deci acest pacient, vă dați seama, și acum înțelegeți de ce acești pacienți ne devin parteneri, devin într-un fel dependenți de noi. Și acum, la începuturi, să știți că mi-a fost și mie greu să-i lămuresc, să vină la anumită perioadă la control, ca să includem iar în program și să facă această reabilitare sub supravegherea noastră a specialiștilor. Acum vin singuri. Da? Zice să, când recomand unui pacient și îi spun peste 3 luni, dacă totul merge bine și nu apare nicio problemă, veniți din nou la control. Control însemnând din nou internare și includere în program, el continuând și la domiciliul aceste exerciții. Ceilalți pacienți din salon îmi spun așa în șoaptă sau mă cheamă pe hol și spune, dar pe mine o să mă chemați și pe mine peste 3 luni de zile? Deci parcă fac o favoare numai anumitor pacienți. Deci acest lucru m-a impresionat. M-a impresionat în bine și acum înțelegeți ce mă determină ca să lupt mai departe pentru binele acestor pacienți. Trebuie să lupte și pentru acești pacienți cu afecțiuni respiratorii cineva. Care sunt categoriile de bolnavi sau de boli care ar trebui să fie acolo să la dumneavoastră și să beneficieze de serviciile recuperatorii pulmonare? Pentru că eu mă refer doar la afecțiunile respiratorii, practic toate afecțiunile respiratorii cronice, începând cu bronșită cronică, deși fumătorii, chiar dacă aparent sunt sănătoși, orice fumător este o persoană bolnavă, pentru că tușește și expectorează, înseamnă bronșită cronică, tabacică, și deși ei beneficiază, cei cu enfizem pulmonar, cei cu bronhopneumopatie obstructivă cronică, cei cu ast bronșic, cei cu sechele după tuberculoză, cei care, înainte de a suferi o intervenție chirurgicală și după intervenția chirurgicală, nu numai pe torace, în orice zonă, chiar dacă suferă o intervenție chirurgicală la un membru inferior, de ce? Pentru că acel pacient stă multă vreme imobilizat la pat și lipsa de mișcare duce la decondiționarea musculaturii și la dificultăți în respirație. Știe toată lumea că se spune imediat după operație, dă-te cât mai repede jos din pat, fă mișcare, ca să nu lași musculatura, da, să se deterioreze. Deci toate categoriile și recent am avut o tânără de 22 de ani care a făcut pneumotorax spontan, nici nefumătoare, lucrează într-un mediu sigur unde este fum, n-a făcut niciun efort mare, a fost operată la chirurgie toracică, a venit la noi, n-aș putea spune că respira, adică făcea așa niște mișcări ale aripilor nazale, deci ea nu putea să respire absolut deloc, zice nu pot să fac nici 2 pași. Și după ce am inclus-o în programul de reabilitare, evoluția a fost spectaculoasă. Deci și înainte și după orice intervenție chirurgicală. Pacient care a venit mare fumător, cu bule mari de enfizem, deci distrucții mari ale plămânilor, mare fumător și cu hipertensiune arterială, a dus la noi de cineva care știa că existăm. De la noi, sigur că l-am trimis la chirurgie toracică, a fost operat, a venit înapoi
de data asta știa cât de bine îi face, a venit singur, nu a trebuit să mai fie adus de cineva. Și după ce l-am inclus din nou în programul de reabilitare după operație, a zis, știți ce bine mi-este? Nu mai iau nicio pastilă și tensiunea mi-este normală. Vedeți că pot să respir, nici nu mai fumez. Deci toți pacienții care vin, nu numai că vin ei la control, dar ne trimit și alți pacienți, pentru că văd care sunt aceste beneficii, le simte pe propria lor piele, să spunem așa, între ghilimele. Deci, practic, orice pacient care fumează poate să vină la dumneavoastră și să beneficieze de acest serviciu de reabilitare pulmonară. Pentru că spuneați mai înainte că el deja are o bronșită. Deci da, un pacient puțin, care fumează, cel puțin o bronșită. Dacă îl investigăm, sigur îi mai găsim și alte afecțiuni care încă nu sunt manifeste. Să nu se supere fumătorii pe noi că sunt pacienți, chiar dacă nu sunt luați în evidență niciunui medic. Orice fumător este pacient. Dacă le explorăm bine, îi găsim foarte multe modificări. Și bineînțeles că pot să beneficieze și de consiliere antifumat, pentru că acolo la spital aveți un centru și dumneavoastră coordonați acest centru de consiliere... De renunțare la fumat. Da, practic din 2005 am început cursurile de consiliere pentru renunțare la fumat, organizate inițial în România de Societatea Europeană Respiratorie, apoi multitudine de cursuri și acțiuni organizate de Societatea Română de Pneumologie și în 2005 am inclus pentru prima dată Spitalul Clinic de Recuperare într-un proiect european Spitale Fără Fumat și apoi din 2007, când tot domnul Nicolaescu era ministru al Sănătății, a fost și dumnealui fumător, s-a lăsat singur de fumat și a știut cât de greu este, ne-a înțeles. Când colega mea de la București a propus acest proiect de renunțare la fumat și de atunci există acest program național numit Stop Fumat, prin care noi asigurăm consiliere medicală și psihologică fumătorilor care nu reușesc singuri să renunțe la consumul de tutun și medicație. El funcționează din 2007. Cât de mult luptați cu acești pacienți care fumează și care practic spun că nu pot să renunțe la fumat? Prima consiliere durează cam o oră, cel puțin la mine. Eu le explic absolut tot ce conține fumul de țigară, ce patologie produce, deci toate relele pe care le produce acest fum de țigară și care conține aproape 5.000 de substanțe, toate toxice. Și după aceea le explic ce ar trebui să facă. Sunt câteva trucuri pe care ei trebuie să le știe și să le aplice. Deci cei care n-au suficientă putere, voință ca să renunțe singuri. Ca să treacă peste acel sindrom de sevraj care la unele persoane fumătoare este foarte, foarte puternic și cei care ascultă și aplică tot ceea ce le spunem renunță foarte ușor. Sigur, sunt și persoane la care sindromul de sevraj este puternic, care nu pot aplica toate noțiunile pe care le oferim noi. Sunt și persoane care au renunțat la fumat și după un an, doi, trei m-au sunat și din nou și-au spus, știți... Am s-au greșit reapucat și de s-au fumat. Reapucat, mai vreau să mai vin o dată să mă mai ajutați. Dar odată când poți să renunți la fumat, practic, de ce? Ce vă spun pacienții dumneavoastră? De ce se reapucă de fumat? El începe să diminuie abia după 6 luni de zile din momentul în care pacientul nu mai fumează. Am persoane apropiate, deci nu numai din literatură, dar persoanele acestea apropiate care mi-au spus după 5 ani, după 7 ani s-au trezit că mai fac gestul respectiv, caută pachetul de țigări, chibritul, bricheta. Și a zis, slavă Domnului sau unui că am visat, m-am trezit, m-am ridicat în fund, speriat, transpirat, tot zice, iar am luat iarba dracului. Și zice, slavă Domnului că a fost doar un vis. Deci acest gest dispare foarte, foarte greu. Este un reflex pe care ei și-l formează și muncesc foarte mult ca să și-l formeze. La fel cum învățăm să mergem, să vorbim. Deci sunt niște gesturi pentru care noi facem niște eforturi și ei fac niște eforturi foarte mari ca să-și formeze acest gest de a fuma. Deci acest gest, din păcate, dispare foarte greu. Deci nu greu. E chiar atât de ușor să înveți să fumezi. Nu, nu. Da. Este foarte greu, da, să renunți. Și, practic, ceea ce este foarte dificil la ei este gestul. Și unul dintre trucuri este că eu le spun, nu mai aveți țigări, nu mai aveți brichete, niciun fel de tentație, că dacă mâna se duce singură, că ea știe drumul și unde e pachetul de țigări și unde stătea bricheta și, sau chibritul, să nu mai găsească acolo nimic din toate astea și atunci vă aduceți aminte, stai că eu vreau să mă las de fumat. Deci este unul dintre trucuri și e foarte important, țin minte m-a sunat cineva, un fumător, să-mi spună, știți, eu nu pot să ajung, nu am timp, nu pot să ajung la această consiliere, vreau să iau pastilele.
Zic, da, dar nu puteți decât cu recomandare medicală. Zice, nu-i problemă, soția mea este farmacistă și pot să mi le da. Zic, bine, nu aveți voie, eu nu vi le spun care, dumneavoastră faceți cum doriți. După 2 săptămâni mă sună, vă dați seama că doar nu l-am văzut și nici am putut să-i recunosc vocea. Zice, am vorbit cu dumneavoastră acum 2 săptămâni, am cumpărat o cutie și am luat medicamentul, dar am luat pastilele și am și fumat. Vorbind cu multitudinea de fumători care au fost la dumneavoastră, am aflat că le spuneți niște trucuri. Eu nu știu acele trucuri, da, și care sunt esențiale pentru ei. Și atunci a făcut puțin timp și mi-a făcut și eu timp și am explicat acele lucruri și de atunci nu mai fumează. Deci sunt esențiale aceste trucuri pentru ca ei să reușească să renunțe la fumat. Și e iarăși foarte, foarte important ca pacienții să știe de ce este dăunător fumatul. Poate unii chiar nu realizează cât de grav este să fumezi. Inclusiv colegii noștri. Poate care fumează. Considerăm așa că e o glumă. Că de fapt e o glumă și că nu nouă ni se va întâmpla ceva. Rău, da, pentru că pe toate pachetele de țigări scrie ce scrie, că e dăunător, că se face acel cancer pulmonar și că știm nu foarte bine. Sau are un impact foarte, foarte mic. Noi am muncit foarte mult. Inițial deja cred că nu mai citește nimeni. Nu știu ce se întâmplă. Nu. Deci, inițial noi am fost 6 medici în toată țara. La acele texte și la acele imagini am muncit foarte mult, că primeam, știți cum e la noi. Ne spune astăzi și noi trebuia să terminăm acțiunea până repede. Pentru o imagine faceți un text semnificativ și din multitudinea aceea pe care am făcut-o noi, au ales și au pus pe aceste pachete de țigări. N-au niciun impact. Nu se uită la ele. Știți că mai de mult se spunea când s-a dus un fumător și a dat un pachet pe care scria că poate să producă cancer de plămâni și cancer impotență și a zis luați-l pe ăsta și dați-mi unul pe care scrie cancer, că fumatul poate să determine cancer, că parcă de dea și impotență. Deci vedeți că impotența afectează mai mult pe bărbați decât dacă ar face un cancer. Doamne ferește, niciuna dintre ele nu este plăcută. Nu are impact, nu au impact decât foarte, foarte mic. Și chiar colegii noștri care fumează, probabil că se gândesc că nu o să li se întâmple tocmai lor. Iar acest gest, acest viciu este depășit de mult, este foarte greu de stăpânit și de întrerupt, cu multă voință și dintr-o dată. Ce produce rău și numai rău produce, că cineva odată la consiliere mi-a zis că a citit undeva că în multitudinea de peste 4800 de substanțe care sunt în fumul de țigară și toate toxice, mi-a spus mie că a citit undeva că este una care are efect benefic. Nu. Deci nu există niciuna din cele 4800 și noi spunem mereu peste, că mereu se mai descoperă câte una. Deci în acel firicel de fum de țigară sunt peste 4800 de substanțe, toate toxice. Tot ce avem în spray-urile care omorăm muștele, țânțarii, gândacii, tot ce iese din țeava de eșapament, tot ce există în bateria de la mașină. Deci să ne imaginăm că inhalăm exact. Spray de muște, de țânțar, exact. De moli, de... Exact, și da? Vedeți cât de apăsat spun că poate așa îi convingem pe fumători. Și din acest motiv, foarte multe hidrocarburi care sunt cancerigene și din acest motiv foarte multă patologie la fumători. Deci, în primul rând, ei tușesc și expectorează, deci bronșită. Bine, pielea la un fumător este mai îmbătrânită decât la un nefumător cu cel puțin 10 ani. De ce? Toate, majoritatea substanțelor produc vasoconstricție, toate organele și sistemele organismului nu mai sunt bine hrănite și de aici suferința tuturor. Pielea este mult mai ridată. Persoanele respective pot folosi cele mai scumpe creme, degeaba. Deci dacă ei nu întrerup fumatul, nu reușesc să înlăture aceste efecte, pentru că prin vasoconstricție, prin lipsa de hidratare, fibrele elastice nu mai sunt elastice și atunci se explică ridarea pielii. Și lipsa de oxigen și la nivel celular și la nivel cerebral și la nivel... Exact, la toate organele unde trebuie carburantul, el nu mai există pentru că noi l-am distrus prin fumul de țigară și atunci din acest motiv toate organele suferă. Deci pielea este mai îmbătrânită, este îngălbenită, nu mai vorbesc de degete galbene, nu mai vorbesc de cancer care poate începe de la cavitatea bucală și la toate organele, cataractă. La 40 de ani, cataractă, deci noi știam că peste 60 de ani Organizația Mondială a Sănătății a făcut un studiu pentru această cataractă care acum în ultimii ani apare la vârste din ce în ce mai mici, singura cauză a fost fumatul. Deci Organizația Mondială a Sănătății, nu oricine a făcut acest studiu. Nu mai vorbesc și de bolile respiratorii, care nu mai apar peste 60 de ani, cele BPOC-ul, cum știam noi. A început să apară 40 de ani, deci la vârste din ce în ce mai mici. Deci nu numai fumatul, avem suficienți factori poluanți în mediul în care trăim, suntem din ce în ce mai stresați, mâncăm foarte multe iauri, deci dacă mai venim și noi cu încă un factor care ne
produce doar efecte nefavorabile. Deci la nivel respirator, bronșită, enfizem, BPOC, tuberculoză, azbronșic, trecem la cardiovascular, da? Hipertensiune, cardiopatie ischemică, infarct, arterită, arteriopatie, cum știu oamenii, varice, deci toate sunt influențate negativ, care pot duce până la amputații, câți pacienți cu arteriopatie nu ajung la amputație membrelor inferioare și tot nu renunță la acest consum de tutun. Mergem mai departe, digestiv, gastrită, ulcer, cancer gastric, cancerul pulmonar, am uitat să-l spun, da? Renal, da? La fel toate afecțiunile și deci toate organele... Tot ce organele... poate fi mai rău. Tot ce poate fi mai rău. Doamna profesor, a trecut repede timpul. S-a dus deja. Și mie îmi pare rău, probabil și telespectatorilor, chiar dacă n-au îndrăznit să ne sune în această emisiune, probabil că au stat și s-au gândit foarte bine și sperăm că au reținut și au înțeles tot ce ați spus dumneavoastră, tot ceea ce reprezintă reabilitarea pulmonară, pentru că este un lucru deosebit de serios și de important și benefic pentru domniile lor. Vă mulțumim foarte mult, doamnă profesor. Drum bun în America, nu? Da, pentru că acolo vă veți duce. Vă așteptăm la noi, la telemedicina, cu noi vești, cu noi informații și telespectatorilor le dorim multă sănătate. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere și numai la revedere. Bine!